Suntem 5 iulie 2019. Cum vă numiți? Sila de Susana. Doamna Susana, ați venit cu un remeneu, aveți toate diagnosticile, aveți probleme cu spatele, diabetică, cardiacă. Plimbați-vă, cum vă simțiți după prima procedură, în comparație cu înainte? Vai de mine, n-am cuvinte, bine. Adică ce simțiți? Simt că mă simt puțin mai bine și durerea de mijloc parcă o cedat. No. Durerile au fost la prima când s-a apăsat așa, acolo, ne-am durut în două părți. Da. Parcă... Da. No. Puneți un picior înainte și aplecați-vă. Uitați, spre exemplu, aplecați-vă să luați cu un picior înainte, să luați șervețelul ăsta. Cu un picior înainte, aici greșiți. Puneți un picior înainte și acum apleacă-te. Așa. Și în partea aia cu piciorul ălalt. Așa, foarte bine. Puneți și piciorul drept acolo pe taburete și flexați așa în față, că am umblat și la genunchi. Așa, hai. Așa. Mâinile pe genunchi, pe genunchi. Să nu cădeți. Cum este? Cum? Super. Hai, dați-vă rog. Hai, flexați în față, hai. Vă duceți la Sebeș Alba și o să zică ea că v-ați prefăcut. Nu ne vine a crede că eu de 5 ani tot am infiltrații. De 5 ani de zile. De 5 ani. Astea sunt gratuite, nu? Nu. Nu? A, da. Păi de casa... Plătim medicul personal de pace. Ia uite, pe cât costă o injecție de aia? Depinde de injecțiile care... 10 lei, 20 de lei, cât costă? Hai, nu vorbiți. 2 milioane. Da. Și câte injecții? O injecție. Nu, 10 zile. Ia uite, 10 zile. Deci cam 1000 de lei. Deci una vine în zăpături mai multe. Mm-hmm. Une da, de durere. Da. Bine, hai. 3-4 luni. Ai pace. După aia... Nu, de aici nu o să mai ai din momentul ăsta niciun antiinflamator. Mă înțelegeți? Nu. Hai, dați, plimbați-vă. Nu, că e bine. Nu. Deci e o diferență, spuneți. O spuneți cu mâna pe inimă. Da. Nu. Da. Haideți aici să vorbim. Da, doamna Susana Silaghi. Da. Așa, ați venit, eu repet diagnosticul. Din păcate, de cât timp suferiți? Lombo-sciatalgie. Boala e veche, de 11-12 ani. Pe fond de dublă discopatie lombară, L4-L5, L5-S1, spondiloză cervicală dorsolombară, tulburări de statică vertebrală, cervicală și lombară, așa, polidiscopatie cervicală, hipertensiune arterială, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, tratat medicamentos, sindrom inflamator nespecific și astm bronșic. Pentru astm, eu vă dau un exercițiu, aveți 2 exerciții, știți bine, dar pentru astm, vă dau acest exercițiu. Haideți să împingem nasul în sus cu gura închisă. Tragem aer, numărăm în gând până la 3, mai tragem o dată și limba. Of, doamne. Scoateți limba, doamnă, spre binele sistemului respirator. Asta. Foarte bine. Dar ați uitat să țineți aerul 3 secunde. În timp ce dumneavoastră țineți aerul 3 secunde, valvele plămânului, care nu se deschid ca un om sănătos dintr-o dată toate, valvele plămânului se deschid în avec le retard, cu întârziere, cum zicem așa în românește. Și atunci și ele se oxigenează la rândul lor. Ceea ce face ca, mai trăgând odată, că scade presiunea, oxigenul s-a consumat, mai trăgând încă o dușcă de aer, să reglăm presiunea în plămâni, care ajunge în creier. Acest sistem de respirație e foarte important, vă reglează sistemul respirator complet, deci asta o să puneți punctul și pe I și pe bara pe T cu astm. Pentru astm ce folosiți? Folosiți Ventalin? Da, sau nu, ce? n-am mai luat. Hai, dați, încă o dată, tragem mai, tragem mai, hai, inspirăm. 1, 2, 3, mai trag o dată. Foarte bine faceți, limba. Bun, încă o dată, hai, dați. O să vadă multă lume și ajutăm multă lume să nu mai aibă probleme cu respirația. Persoanele care iau
medicamente și calmante, este bine acest exercițiu să-l facă și în cursul zilei, dar mai ales seara înainte de culcare. Pentru că având o respirație bună noaptea, noi nu riscăm să ne înghițim limba, precum mulți își înghit limba și se trezesc, pe altă lume. Păi, nu o să mai fiți alergică, eu printr-o decantare lentă fac o, să zic așa, o soluție pe care am brevetat-o. Trebuie spus că se reînnoiesc brevetele, mi-au ajuns după 10 ani, toate brevetele care le-am făcut sunt aici, sunt făcute de oficiul de stat pentru invenții și mărci. Așa, și când, virgulă, când o să, eu le obțin printr-o decantare lentă, o să vă dau și aceste vitamine care se pun în nas și cu alergiile nu o să mai aveți probleme. Asta nu întotdeauna, numai în cazuri foarte grave nu s-a întâmplat, dar de obicei, regându-vă de respirația, trebuie spus că o să intrați într-un program. Programul ăsta o să facă să dați jos acele 5-6 kg plus, să vă refaceți funcția, circulația sângelui și dumneavoastră, tot dumneavoastră, cu analizele în mână, o să vedem rezultatele. Vă doresc succes, numai bine. În concluzie, ce v-a spus prima procedură, cum este? Bine! Sănătate vă doresc, numai bine, numai bine.